eu cunosc doar două persoane care sunt capabile să te mintă cu nonșalanță privindu-te în ochi. Asta înseamnă, din punct de vedere psihologic, mie mi-a plăcut și îmi place mult psihologia, asta înseamnă că acei indivizi nu mai au nimic uman în ei, nimic uman, adică pentru ei valorile nu mai există. Cine sunt acești doi? Deci unul dintre cei doi este domnul Dragnea. Imaginați-vă că se forma guvernul Dăncilă și vreau să se menționez eu, chiar dacă n-am făcut paradă, eu în interior am avut un comportament așa cum l-am crezut eu. Imaginați-vă într-o sală de aproape 100 de oameni în care toată lumea votează pentru, am fost singur care am votat împotriva doamnei Dăncilă și nu cam ceva împotriva dânsei. Pur și simplu mă cunosc cu doamna Dăncilă de foarte multă vreme. Din punct de vedere uman, eu am o părere foarte bună despre doamna Dăncilă. Este de o calitate umană deosebită. Și atunci? Este o bună mamă, o bună soție. Domnul Mănăstire, este părerea mea, nu are ce căuta acolo. Repet, este doar părerea mea. Să spuneți în ședință, Viorica Dăncilă, da, nu are ce căuta acolo? Da, da, da. Înainte să se voteze, eu evident că am luat cuvântul și am spus ce gândesc. Și deci anume că... Ziceți-mi trei fraze. Nu are experiența, expertiza necesară să ocupe această poziție și n-aș vrea să insist foarte mult pe chestiunea asta, dar repet, am fost singurul care am votat împotrivă. De ce? Așa am crezut. Un lider nu poate fi decât o persoană cu un caracter puternic. Dar ce a urmat după? Despre Dragnea, da. Ce a urmat după? S-a făcut guvernul. Și noi de la București, echipa de la București, am avut o propunere pe doamna Nassar în funcția de ministru al sănătății. După ce s-au întâlnit cu gașca la Parlament, noi ne-am dus împreună la ședința de la partid. Și când ne-a văzut că un individ slab, când vede că sunt mai mulți oameni într-un loc, se duce acolo, că vrea să asigure că nu pornește ceva. Și noi am spus, propunerea noastră este pentru doamna Nassar să fie ministru sănătății. Sigur că da, o susțin, este o propunere foarte bună. Foarte bună, o susțin și eu. După ce am plecat de acolo și am intrat în sală, ne-am dat seama că, de fapt, aranjase să fie doamna Pintea. Îi promisese, se organizase cu votul, cu tot. Toate lucrurile erau organizate. În acel moment, doamna Nassar a avut eleganța necesară să se retragă. La finalul ședinței, domnul Dragnea s-a dus la Rodica Nassar și a certat-o. Să nu mai faci niciodată, domnul Mănăstire, doar un om pervers poate face așa ceva, un om foarte pervers. Certat-o pe Nassar, domnule, cum ți-ai permis să te retragi? Pe adică, nu era vorba că te pun ministrul sănătății? Exact. Dar haideți să vă spun una care o cunoaște multă lume și o cunosc mulți colegi din partid. L-a sunat pe Mutu sau s-a întâlnit cu Gabi Mutu, care era președinte pe București, și spune să valideze la europarlamentare pe doamna deputat Carmen Moldovan Mihălcescu. Da. Ok, eu n-am mai participat de multă vreme la aceste întâlniri pentru că devenea o chestiune foarte penibilă. Pur și simplu, domnul Mărânțire, nu mă regăsesc în așa ceva și n-am mai participat. Dar îmi spuneau colegii ce s-a întâmplat acolo. Pe funcții, pe trocuri, da. Niciodată, domnule, credeți-mă, sunt un om foarte serios. Nu am participat la așa ceva, negocieri sau funcții sau chestiuni de astea neprincipiale. PSD Sector 3 n-are niciun om niciunde. Președintele PSD Sector 3, eu nu sunt președinte PSD Sector 3, este consilier undeva pe la guvern. Atât. Atenție, pus de domnul Tudose. Episodul 2. S-a întâlnit ședința la care evident că n-am participat și au validat-o pe doamna Mihălcescu pe lista PSD la europarlamentare. A ieșit în presă, PSD București susține pe doamna Mihălcescu, regiunea București susține și se duc cu această propunere în comitetul executiv. Evident, propunerea venind de la domnul Dragnea.
Adică știam cu toții treaba asta. În ședința de comitet executiv, când s-a decis lista, evident că domnul Dragnea zice, nu, lasă-mă ce ați votat voi acolo. Voi, de fapt, o susțineți pe doamna Carmen Avram și pe doamna Grapini. Nu ofens, n-au nicio vină, doamnele, de ce s-a întâmplat. Stilul ăsta de a conduce și... partidul, știați, domnule Negoiță, înainte ca Dragnea să devină chiar președinte, el a fost președinte executiv. Și Victor Ponta am relatat aici la emisiuni că pentru anumite chestii mai murdare îl folosea pe Dragnea. Asta însemnă negocierile astea, bătut cap în cap oamenii, divide impera, până la urmă era stilul lui Dragnea. De ce vă mirați? Sau când s-a produs mirarea? Dragnea a fost întotdeauna așa. Îmi asum greșeala de a-l fi susținut să ajungă președinte PSD, dar n-a durat mai mult de 2-3 luni să-mi dau seama că este o persoană foarte ticăloasă și că n-are ce căuta acolo și am luat atitudine. De la 2-3 luni de când a ajuns președinte, eu am fost în opoziție totală cu Dragnea, iar toți colegii de partid știu treaba asta. Ok, imaginați-vă că se validează lista cu propunerile făcute fix atunci în CEX. Astea sunt propunerile, a ieșit cu lista la presă, seara se duce la un post de televiziune, da, și e întrebat. Domnul Dragnea, cu tare, domnule, da, cu doamna Carmen Avram, ce caută pe lista PSD la europarlamentare? Cum a ieșit, domnule, pe listă, da. Domnule, înregistrarea există și astăzi. Nu știu, domnule, întrebați organizația de București.